Cum e după minunea asta? Este o performanță deosebită obținută de echipa noastră de a juca finala Cupei României și mai mult decât atât de a ieși cu fruntea sus din această finală în urma unui joc bun făcut de echipa noastră. Cred eu că ne-am prezentat onorabil și la nivelul unei adevărate finale, având în vedere că am avut în față un adversar foarte valoros, și mă refer la Baia Mare, echipă care dispune de un lot cu jucătoare de mare valoare, cu o echipă cu un buget de Liga Campionilor. Însă noi, chiar dacă am plecat cu șansa a doua în această finală, nu am fost cu nimic mai prejos. Dimpotrivă, dacă meciul mai dura și nu am fi avut atâta ghinion, lovind de 8 ori bara, cred că puteam obține marea surpriză. Ce-o cântărit foarte mult de până la urmă, ați mers umăr la umăr cu o mare echipă din Liga Națională. Cred eu că spiritul de echipă a fost punctul nostru forte. Fetele au fost foarte unite, au jucat cu determinare, cu tânzenie, s-au completat foarte bine, s-au încurajat, au luptat una pentru cealaltă. Fiecare dintre jucătoare care au intrat în teren au luptat până la ultima picătură din energie, ceea ce cred eu că este foarte, foarte bine pentru echipa noastră. Asta ne dă speranțe că putem să progresăm numai prin muncă, numai prin disciplină și prin determinare putem să jucăm finale și să jucăm la cel mai înalt nivel. Și bineînțeles, faptul că au jucat o mare parte dintre ele pentru prima oară în finala Cupei României, au dat dovadă de mare caracter și nu pot decât să le mulțumesc și să le felicit. Cum ați aprecia, ca să spun așa, confirmați ceea ce, eu știu, au mai comentat unii alții după meci legat de arbitraj, că ar fi fost în defavoarea noastră pe aici, pe acolo? Au fost anumite faze care ne-au dezavantajat în economia unui joc pe locuri pe o mare parte echilibrat. Sigur că orice decizie poate să conteze, însă nu vreau să mai comentez despre arbitraj, că s-a discutat foarte mult pe această temă. Dacă noi am pierdut această finală datorită unor decizii, eu știu, care au avantajat Baia Mare, asta nu poate decât să ne bucure pe noi, că avem potențial și putem să realizăm lucruri frumoase. Nu vreau să discut despre arbitraj, nu sunt eu în măsură să apreciez. Eu sunt comisii care analizează arbitrajul. Eu trebuie să mă concentrez asupra pregătirii fetelor, să încerc să le încurajez, să le ridic moralul, pentru că e o echipă unită și frumoasă, așa cum îmi place mie să le spună totdeauna. Am rezolvat cu asta și participarea în cupele europene? Așa s-ar... Da, sigur că suntem, eu știu, liniștiți, să zic așa, înaintea play-off-ului, datorită disputării finalei Cupei României, ne-am asigurat loc de cupă europeană, ceea ce ne dă o mai mare liniște pentru play-off. Dar sigur că trebuie să rezultatele de până acum ne obligă să luptăm până la capăt și să încheiem cu bine, să jucăm pentru suporterii noștri. Dacă ne-am asigurat loc de cupă europeană, vom încerca să avem prestații cât mai bune și să aducem satisfacții publicului spectator, pe care eu întotdeauna l-am apreciat cu nota 10. Publicul de la Roman este entuziast, este extraordinar, sunt oameni deosebiți care necondiționat, ori de câte ori echipa a fost la Roman și chiar și în deplasare a venit și a susținut
echipa, ceea ce pentru noi este foarte important și ne dă multă, multă încredere. Vreau să le mulțumesc în numele personal și al fetelor. O vacanță mică până la pregătirile pentru play-off, acum ce urmează? Da, o zi de pauză, mâine o să avem un program de recuperare, de refacere a fetelor, pentru că, desigur că au apărut foarte multe contuzii, au fost meciuri tensionate, grele, de intensitate mare, 4 jocuri în 5 zile și cel mai important lucru în acest moment este să ne recuperăm fetele. Chiar unele dintre ele n-au jucat la capacitate maximă din punct de vedere fizic în finală, dar și resimțit acest lucru. Însă, cred eu că până la meciul cu Brăila, toate fetele vor fi apte și dornice să obțină încă o performanță mare de a intra în 1-3. Bine ați revenit acasă și Doamne ajută să dea Dumnezeu cu steagul sus, așa că mai e cale de parcurs și nu e ușor deloc. Da, vă mulțumim frumos, mulțumim că ne susțineți, conducerii clubului care face eforturi deosebite și ne susțin peste tot și sperăm să avem la fel rezultate bune, frumoase, să aducem cât mai multă bucurie iubitorilor adevărați a acestei echipe. Da, nu mai spun că la Brăila e doliu și ea umblă cu lira pe acolo de acum să vă prindă. Sigur, 100% se gândesc, vă dați seama, am făcut un loc foarte bun cu Brăila la Cupa României și va trebui să confirmăm acest joc și să câștigăm. Suntem avantajați foarte adevărat de cele două jocuri de pe teren propriu în această confruntare cu Brăila, însă nu va fi deloc ușor, pentru că niciun meci nu seamănă cu altul și Brăila își dorește foarte mult să prindă un loc de Cupa Europeană. Au un lot valoros, au experiență internațională, mare parte din jucătoare, e o echipă omogenă, dar Romanu în acest campionat cred eu că a arătat și a demonstrat și prin rezultate și prin jocuri că poate să fie peste Brăila. Da, jos pălăria! Doamne ajută cu toate cele bune! Doamne ajută cele bune, numai bine!